Ziua de 22 decembrie este marcată ca și ziua în care se comemorează eroii martiri căzuți în Revoluția din decembrie anul 1989. Comenduirea garnizoanei Câmpulung împreună cu primăria municipiului Câmpulung și administrațiile locale din comunele Lereș și Mihăiești au adus un pios omagiu și recunoștință tuturor eroilor martiri prin organizarea de ceremonialuri militare și religioase, de depuneri de coroane și gerbe de flori la monumentele ridicate în cinstirea memoriei acestora. Activitatea a început la monumentul eroilor de la cimitirul Flămânda. Ceremonia a continuat la monumentul eroului general Vasile Milea de la Lerești. Vasile, Georgeta, Costel și toți eroi Revoluției din 22 decembrie, cele fălor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Aceste activități sunt de bun augur pentru cei care participă, deoarece curajul și devotamentul eroilor nu va fi uitat de poporul nostru. Iar fiecare dintre noi vom purta în suflete pururea recunoștință eternă eroilor neamului, eroi care și-au pierdut viața într-un mod tragic pentru ca noi astăzi să fim liberi.